El a purtat păcatele noastre în timpul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Vă rog să luați loc. După cum spuneam aseară, v-am rog să alucăm Sfintele Cluj, Biserica Albin Neagru, salut frumos, și anume Maranata Domnul nostru vine și l-aș vrea să vină. Acum aș vrea să ne apropiem din nou de Cuvântul lui Dumnezeu, de numărul Petru, capitolul 2, și să vorbim câteva lucruri despre Hristos și trupul Lui. Și voi face referire și la ceea ce aseară am amintit doar și a rămas pentru astăzi. Oricum aș vrea ca Domnul să ne ajute să ne apropiem așa cum se cuvine de trupul și sângele Lui. Țin minte că un frate din America, frate pastor, mi-a povestit că știți cum sunt păstori cu multe probleme, multe necazuri, grija bisericii, sunt foarte multe. Și spunea el, frate, zice, experiența mea de păstor, la un moment dat, parcă nu mai făcea față, eram așa de disperat și de încăjit. Aveam în biserică două, trei cazuri de divorț, două, trei cazuri de copii care au fugit de la părinți, nu-i mai găsea nimeni. Aveam niște bolnavi de cancer și zice, n-am mai rezistat. M-am dus într-o duminică dimineață la biserică, era cina Domnului și le-am zis, fraților, vă rog frumos, faceți voi cina, eu nu mai am ce să fac, nu mai am putere, nu mai am resurse, sunt terminat. Și ce stăteam pe scaun acolo cu frații și la un moment dat apare un tânăr și când mă uit, s-a așezat lângă mine. Deci aveam așa o bancă și vine și cumva așa mă mișcă, mă atinge și eu m-am gândit, măi, ce-i cu tânărul ăsta? I-am cufundat în gândurile mele, ce o să fac, ce probleme am, cum să le rezolv. Problemele biserice sunt grave. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Și zice, când l-am văzut că n-are loc, m-am tras puțin mai încolo. Și-o venit mai aproape de mine. Și le-am făcut semn fraților slujitori, mergeți puțin mai încolo. Și s-au dus. Și m-am dus mai spre ei. Și ăsta i-a venit spre mine. Și la un moment dat le-am spus, și m-au întrebat, dar care-i treaba? Păi uite, dar ei nu vedeau pe nimeni. Și m-am uitat, spunea la el, era un bărbat tânăr, deci avea o niște mâini așa de albe și de frumoase, o haină, așa cum au arabii, de sus până jos. Și era frumos, era cam la 30-30 și ceva de ani. Și m-am uitat la el și am zis, cine ești? Cum te cheamă? Măcar dacă te-ai fi prezentat, uite, de ce ai venit aici în față, lângă slujitor? Și zice, au zis către mine, eu sunt Iisus, astăzi este cina mea și am venit la cină. Dacă eu sunt invitat la cină, e cina mea și am venit la cină. Am uitat la el, spunea fratele, s-a ridicat de lângă mine, am mers până în față unde erau Sfintele Taine și-a zis, asta e cina mea și azi mă sărbătoriți pe mine, nu uitați, eu sunt aici. Și-a dispărut. Imediat, zice fratele, parcă un curent electric a intrat în mine. Am fugit în față la vol și am zis, fraților, l-ați văzut? Pe cine, frate? Pe Domnul, a fost aici și ne-a zis că este în mijlocul nostru și că e cina lui. Deci, în dimineața aceea a fost o mișcare în adunare. N-am mai predicat nimic, n-am mai făcut nimic, nu m-am cântat și ne-am rugat și am fost, într-adevăr, cu Domnul împreună la cină. Aleluia. Zice, Domnul a lăsat pezne binecuvântate în urma Lui. Copiii s-au întors la părinți, a vindecat Domnul și cancerul și-a rezolvat și problemele din familie. Și vedeți, fraților și surori, ce mult am dorit ca Domnul, Cel care este astăzi sărbătorit, este prezent aici la cină, este stăpânul bisericii acesteia. Ce frumos ar fi să vină și să rezolve El problemele noastre. Doamne lucrează! Doamne lucrează! Și de aceea, după cum Domnul mi-a pus pe inima seară, am citit din 1 Petru capitolul 2
și spuneam, sunt aici niște cuvinte despre Hristos și trupul lui Hristos, adică biserica. Primul lucru pe care l-am extras de aici și voi reveni asupra lui, sunt oficiile lui Hristos și oficiile noastre. Al doilea lucru pe care l-am extras tot de aici, generalități sau lucruri despre Hristos și trupul său. Al treilea lucru este ceea ce aseară spuneam, Hristos care vindecă, Jehova Rafa. Și am amintit aseară niște răni. Și mă voi referi în special la ultima rană, la rana singurătății de care suntem mulți dintre noi bolnavi. Vreau doar așa să le punctez, oficiile lui Hristos și oficiile noastre. De aici, de 1 Petru, capitolul 2. Hristos a avut pe pământ trei oficii speciale. Oficiul de preot, oficiul de profet sau proroc și oficiul de împărat. Ascultați ce frumos vorbește aici despre el, Scriptura. Versetul 25. V-ați întors la păstorul, la păstorul, adică împăratul. Împăratul, împăratul unei turme e păstorul. Vedeți oficiul de împărat al lui Hristos. Și v-ați întors, spune aici, la episcopul, adică preotul. Episcopul este priveghetorul asupra bisericii. Și Hristos, spune Cartea Evreilor 8:1, este marele preot al mărturisirii noastre, slăvit să fie numele. Și apoi tot aici în text, profetul, prorocul, versetul 24. Cel care spune, prin rănile mele ați fost împlinitați. Vorbește despre noi, ne spune viitorul nostru, ne spune tainele noastre, ne spune intențiile sale și acesta este prorocul lui Dumnezeu. Amin și slăvit să fie numele. Sunt oficiile lui Hristos. Dar uite că și noi avem oficiile lui. Uite, ni le-a oferit marele nostru Dumnezeu. Oficiul de preot, versetul 5 și versetul 9, prima parte. Spune aici, și voi ca niște pietre vi sunteți vineți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Și aici, fraților și surori, trebuie să specificăm ceva. În Biserica lui Dumnezeu există un singur mare preot, așa cum era și în Israel. Era unul singur, marele preot. În Biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, există preoți. Și aceia suntem noi, dar noi nu suntem mari preoți. Hristos este marele nostru preot. Amin? Dimineața aceasta să-L rugăm pe marele nostru preot să vină și să ierte păcatele. Și sângele Lui, care s-a vărsat pentru noi, să curgă și astăzi, în dimineața asta, prin adunare, astăzi. Și să curgă prin inima ta și să te sperie, că Domnul poate să facă lucrarea aceasta. Amin? Amin. Doamne, lucrează. La fel, oficiul de proroc, de profet. Dumnezeu îl a dăruit și nouă. Spune aici că trebuie să vestim, versetul 9, puterile minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Noi avem oficiul acesta de proroci ai lui Dumnezeu. Spune Cartea Isaia că se vor numi proroci, profeți ai Dumnezeului Celui Preanalt. Dar versetul 24, ce aminteam și aseară, noi trebuie să proclamăm ca profeția lui Dumnezeu că prin rănile Lui am fost vindecați. Este la trecut, nu este la prezent. Și Doamne, ajută-ne! Apoi oficiul de împărat. Uite că și noi beneficiem de oficiul acesta. Versetul 9, partea 2. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție, dar nu orice fel de preoție, ci o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care și l-a câștigat Dumnezeu să fie al Lui. Amin. Și mergem mai departe, spuneam. Pe lângă oficiile lui Hristos și oficiile noastre, niște generalități despre Hristos și trupul său ni le proclamă 1 Petru capitolul 2. 1 Petru capitolul 2 vorbește despre învierea Lui, versetul 4, o piatră vie, spune aici, și învierea noastră, pietre vii suntem noi, am înviat. 2. Despre autoritatea Lui, versetul 6, o piatră din capul unghiului, asta înseamnă autoritate.
Și totuși, autoritatea noastră, cinstea aceasta, spune la versetul 7 până la 10, este pentru voi și noi avem autoritate în El. Tot 1 Petru 2 vorbește despre biruința Lui și biruința noastră. Spune versetul 22 că El n-a făcut păcat, în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. El a fost biruitor asupra păcatului. Și Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să fim biruitori asupra păcatului. Versetul 11 și 12. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Lepădați răutatea, spune versetul 1. Lepădați vicleșugul, prefăcătoria, pisma, clevetia. Uite că Dumnezeu, Hristos, care este biruitor, ne oferă biruința sa. Doamne, dăruiește-ne-o fiecăruia. Și apoi, un al patrulea element aici, între Hristos și trupul său, trebuie să existe o armonie. Supunerea Lui trebuie să devină supunerea noastră. Versetul 23. Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și versetul 19 la 20 ne spune același lucru pentru noi. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare, suferă pe nedrept. Și spune mai sus versetul 18, slugilor fiți supuse stăpânilor voștri, uite că ne învață Dumnezeu ce înseamnă supunerea, vă dați seama? Foarte clar, foarte clar. Ne spune tot aici în Petru să fim supuși oricare stăpânie, versetul 13 și 14. Foarte frumos. Mai jos, în 3 cu 1, nevestele să fie supuse bărbaților. Vedeți? Supunerea lui devine supunerea noastră. Al cincilea element, tot aici. Suferința lui, uite că devine și suferința noastră. Versetul 21. Hristos a suferit pentru noi. Hristos a suferit pentru noi. Și versetul 19. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă. Versetul 20. Ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți? Și Domnul ne dă pilda suferinței. Așa se vede. Moartea Lui și moartea noastră. Versetul 24, prima parte. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Înseamnă că lângă moartea Lui și moartea eului nostru, apare în al șaptelea element, învierea Lui și învierea noastră. Și spune aici, în capitolul 1, cu versetul 20-21, El a fost cunoscut mai înainte din temerea lumii, a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Laudă Domnul! Amin. Și apoi mai este și concluzia, versetul 25, care l-am citit, era ca niște voi rătăcite, dar ne-am întors la Hristos, la Dumnezeu. Și acum ne uităm la partea asta frumoasă a Dumnezeului care vindecă. Aseară spuneam că Dumnezeu vindecă rana lepădării, l-a vindecat pe Petru de rana asta. Dar vedeți aici în textul nostru, în 2 cu 1 ne spune, măi, și voi puteți să faceți lucrul acesta. Să cereți lui Dumnezeu să fiți vindecați de rana lepădării, de rana lui Petru. Cum, Doamne? Uite, versetul 1. Lepădați și voi ceva. Lepădați răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, pisma, clevetirea și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Vorbeam aseară despre rana fricii. Și vorbeam despre ucenici care stăteau și l-așteptau pe Hristos, sau nu știu ce așteptau, erau mai mult ascunși de frica evreilor. Și Dumnezeu a apărut în mijlocul lor și le-a spus pace vouă și le-a vindecat frica ce s-a cuibărit în inimile lor. Și uite aici, în capitolul 2, cu 17. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, dar rana fricii, a fricii neîntemeiate, a fobiei pe care o aveți, este aceasta.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați cinste, spune Scriptura. Vedeți, Dumnezeu vine și ne vindecă de rama fricii, prin frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Și cine are frică de Dumnezeu, nu mai are de ce să se teamă. Amin? Rama necredinței, spuneam aseară despre Toma. Și uite că în textul nostru și de rama necredinței nu se spune. Zice în versetul 7, cinste aceasta. Care cinste, Doamne? De a fi o piatră vie. Este dar pentru voi care ați crezut. Voi trebuie să fiți niște pietre vii. Și voi ați crezut și rămâneți pietre vii în edificiul lui Dumnezeu și rama necredinței pleacă. În momentul când tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care ți-a iertat păcatele, care ți-a bolile, necredința trebuie să plece. Și Doamne, dăruiește necredință fiecăruia. Și mergem mai departe. Rama batjocului. Preoții l-au batjocorit pe Hristos, Matei 28:41, era pe cruce și își băteau joc de Domnul. Rana batjocului. Și uite ce remediu frumos ne dă Domnul versetul 23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocul. Doamne, ajută-ne să facem la fel. Rana urii, rana urii. 1 Timotei 1:13 vorbește despre Saul, care era un urător de Dumnezeu, îl ura pe Hristos, el nu știa asta. Și el își spune hulitor, prigonitor, batjocoritor. Și asta era identitatea lui Saul din Tars. Și totuși Dumnezeu vine și ne dă și pentru asta un remediu. Versetul 21. Ești bolnav de la lauri, uite ce trebuie să faci. La aceasta ai fost chemat. Ce va? Să suferi. Fiindcă și Hristos a suferit pentru noi și ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Vorbeam aseară, am vorbit din cele trei primele de lepădare, frică și necredință. Am amintit acum despre ură, despre batjocură. Amintiți-vă iarăși de cei doi din drumul spre Emaus, rana deznădejdii, rana descurajării. Și Hristos a trebuit să se apropie de ei și să le repare rana aceasta. Și în textul nostru zice, erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors, v-ați întors. Și aici este rana singurătății, rana singurătății, oile rătăcite. Și la toate rănile acestea, fraților și surori, remediul suprem rămâne arătarea lui Hristos. Amin. După înviere, Hristos îi se arată lui Petru, îl reabilitează. După înviere, Hristos se arată ucenicilor, frica fuge. După înviere, merge la Toma, Toma arată degetul și pune-l în rănile mele. Și necredința lui Toma trebuie să plece. După înviere, spune 1 Corinteni 15:8, ca unei scârpituri la urmă mi s-a arătat și mie, spune Pavel, și ura lui, și hura lui, și prigonia din inima lui, trebuie să plece. După înviere, se arată celor doi pe drumul spre Emaus, deznădejdea pleacă, le arde inima ei și Hristos se apropie de ei. După înviere, li se descoperă preoților și în fapt, în capitolul 6:7 spune că mulți preoți veneau la credință. De ce? Li s-a arătat Hristos. Chiar dacă Hristos este în cer, aș dori să rugăm în dimineața aceasta, Doamne, arată-ne-te și nouă, Dumnezeule. Pentru că există arătarea lui Hristos, este o carte frumoasă. Dacă aveți posibilitate să o cumpărați, să o citiți, nu e groasă, foarte puține pagini are. Dar a fost scrisă de un om al lui Dumnezeu, de John Fletcher, arătarea lui Hristos. Și vorbește el așa de minunat acolo. Hristos când se arată, ne dăruiește niște percepții spirituale. Dacă în lumea fizică avem ureche, avem ochi, avem miros, avem cinci simțuri, și în lumea cealaltă, pe care nu o vedem, există aceleași simțuri și dă exemple din Biblie. Și pentru toate aceste răni, arătarea lui Hristos este medicamentul suprem. Și ce bine ar fi în dimineața asta să vină Marele nostru Dumnezeu și să ni se reveleze fiecăruia. Doamne, lucrează! Amin. Și mă întorc la rana singurătății.
și l-am găsit pe Hristosul nostru părăsit. Părăsit de oameni, spune Sfântura, om al durerii, obișnuit cu suferința. Părăsit de prieteni a fost Hristos și amintiți-vă în Matei 26:56 se spune că El a fost părăsit de toți ucenicii care L-au lăsat și au fugit. Părăsit de familie, în Ioan 11:25 vede pe mama Lui lângă cruce și în versetul 26 spune către ucenicul pe care îl iubea, Fiule, iată mama ta, mă despart de ea. De azi înainte nu mai este mama mea, este mama ta. Părăsit de familie. Părăsit de Dumnezeu a fost cea mai mare durere pentru Fiul lui Dumnezeu. Matei 27:45 pe cruce, 6 ore stând acolo în bătaia soarelui, Cel care a creat izvoarele de apă a început să strige, mi-e sete. Cel care a creat toată vegetația de pe pământ este atârnat de un lemn ucis. Este un lemn de durere pe care El a fost întins între cer și pământ, respins de pământ, respins de cer. Se uită spre cer și spune, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Un paradox. Durerea cea mare, strigătul orfanului, îl numesc cercetătorii Scripturii, pentru că este strigătul unui Dumnezeu părăsit de Dumnezeu și un paradox și nu-l înțelegem lucrul acesta. Și totuși Hristos a îndurat rana singurătății, părăsit de oameni, părăsit de prieteni, părăsit de familie, părăsit de Dumnezeu. De ce? Pentru mine și pentru tine. Pentru că spune aici, versetul 25, erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Și acesta este Iisus, Domnul vostru. Aleluia. Și aici, în domeniul acesta al rănii singurătății, vreau să mai adâncesc puțin firul acesta, șuvița aceasta, a părăsirii de oameni. L-au părăsit oameni. Și oamenii nu numai că l-au părăsit și n-au mai avut nimic cu el de-a face, ci l-au chinuit. Spune aici textul nostru, era batjocorit, era chinuit, și când era batjocorit nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit nu amenința și se supunea dreptului judecător. Vorbeam despre 3 oficii pe care le-a avut Hristos și în fiecare dintre cele 3 oficii El a fost chinuit și a fost batjocorit de oameni, părăsit de oameni, om al durerii. De ce, Doamne? Pentru voi, ne spune Domnul în dimineața aceasta. Pentru rana singurătății voastre. Omul este marele singuratic. A scris Jack London, a dat o carte, marele singuratic, și vorbea despre un pui de lup pe care nu-l primea nimeni. Dar marele singuratic este omul care este fără Dumnezeu. Ăla e marele singuratic. Și rana aceasta a singurătății Dumnezeu vrea să o vindece. Cum, Doamne, faci lucrul acesta? Versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie. Doamne, ajută! Hristos a fost părăsit de oameni, în oficiul Lui de preot, în oficiul Lui de proroc și în oficiul Lui de împărat, a fost lovit din greu de oameni. Gândiți-vă, în Psalmul 110, profeția Vechiului Testament, oficiul Lui de preot. Versetul 4. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viață în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărat. Ce faci, Doamne? S-a împlinit profeția. Da, sigur. Matei, capitolul 9, îi se spune cum s-a împlinit profeția asta extraordinară, oficiul lui Hristos de preot. Matei 9:2, i-au adus un slăbănog și zăcea într-un pat și Hristos se uită și spune, îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Se uită oamenii, dar cine are putere să ierte păcatele decât marele preot al lui Dumnezeu? Dacă Hristos era preot și este preot în viață, aleluia! Și ce s-a întâmplat? Părăsit de oameni. Rana singurătății.
La un moment dat, spune Scriptura, Matei, capitolul 26 cu 63, Marcu 14 cu 61, spune că Domnul nostru a fost părăsit, dar știți ce părăsire groaznică a avut? Groaznică. Marcu 14 cu 61. Iisus tăcea, nu răspundea nimic. Marele preot se ridică și îl întreabă: Ești tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat? Dar sunt, i-a răspuns Iisus, și veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci Marele preot își rupe hainele, Levitic 21 cu 10, n-avea voie Marele preot să facă așa ceva, dar își sfâșie hainele. În momentul în care Marele preot și-a sfâșiat hainele, preoția a trecut în mâinile Marelui nostru preot. Dar spune capitolul 15 cu 31, preoții cei mai de seamă împreună cu scribii, cu cărturarea legii, își băteau joc de el între ei și ziceau, și Hristos era pe cruce, și el era preotul, și el stătea pe cruce, și spuneau ei, pe alții i-a mântuit, pe slăbănogul ăla l-a iertat, acum să se ierte și pe sine, acum să se mântuie, să se salveze și pe sine, dacă poate. Și Hristos, în marea lui preoție, pentru mine, pentru tine, rămâne întins între cer și pământ și este părăsit de oameni pentru că vrea să ne apropiem de El în dimineața aceasta. Doamne, ajută-ne! Doamne, vindecă rana singurătății voastre, Doamne! Că fără El suntem singuratici. Vedeți, oamenii au un gol în ei și golul ăsta, spunea Pascal, este de dimensiunea lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu este infinit, golul este infinit. Și om încearcă să-l umple golul ăsta. Iubire de oameni, iubire de femeie sau de bărbat, orice altfel de iubire, iubire de bani, care e rădăcina tuturor relelor, iubire de pofte, iubire de plăceri, omul încearcă să-și umple, pentru că inima lui strigă după dragoste și dragostea este împlinirea fericită a oricărei relații. Și omul caută relație și caută dragoste și caută să-și acopere durerea, rana singurătății. Și rana asta e mare, ca marea, să ne plângem și el nu poate să o acopere. Și vine Hristos și zice, eu stau între cer și pământ pentru tine. Stau ca mare preot pentru tine. Sunt respins de oameni, dar sunt batjocorit de oameni. Și vin oamenii și râd de mine. Mare preot, stai tu pe cruce, iartă-te pe tine. Izbăvește-te pe tine. Salvează-te pe tine. Dar de ce? Și zice Domnul, pentru rana singurătății tale. Am stat eu între cer și pământ. Am fost părăsit de oameni. Am fost părăsit de familie și de prieteni. Am fost părăsit de Dumnezeu. Am stat ca mare preot între cer și pământ. Și la un moment dat, Dumnezeu s-a uitat la mine și a zis, nu mai pot privi atâta lepră și atâta păcat și atâta gunoi. Îmi întorc fața în altă parte. Îmi pare rău. Și în momentul acela, Hristos simte despărțirea și ruptura asta și începe să strige, Eli, Lama Sabachthani, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și răspunsul este aici, pentru tine și pentru mine. Aleluia! Iisus este părăsit de oameni în oficiul de preot. Dar Iisus este părăsit de oameni în oficiul de proroc. Deuteronom 18 cu 15, prorocia, profeția vechi testamentală. Se va ridica din mijlocul tău un proroc ca mine, spunea Moise. De el s-a ascultat. Și Matei 21 cu 10 ni se vorbește despre împlinire. Cine este acesta? Iisus! Prorocul din Nazaretul Galilei. Ăsta e prorocul. S-a împlinit profeția. El este prorocul vestit de Moise. Și Hristos este pus la probă. Și în Luca 22 cu 63 este pus Hristosul nostru la zi. Și spune aici, oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi. Auzi, pe cel care a creat și a întocmit ochiul, a ajuns legat la ochi. Îl loveau peste față, pe cel care și-a învățat fața peste noi, ca să ne binecuvinteze. Îl întrebau zicând,
prorocește cine te-a lovit și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Lovitură în oficiul de profet, de proroc. Bătaie de joc la adresa lui Dumnezeu. Și de ce ești tu bătut? Și de ce își bat joc ăștia de tine, Doamne? Și Domnul se uită și spune, eu am fost respins de oameni pentru rana singurătății tale, pentru că am vrut ca tu să te apropii de mine, slăvit să fie Domnul. Și a fost batjocorit în oficiul de împărat, profeția Zaharia 9:9. Bucură-te, fica Ierusalimului, fica Sionului, țaltă de bucurie, că împăratul tău vine la tine. S-a împlinit, Matei 21, intrarea lui Hristos în Ierusalim, el intră plând și călare pe un măgar, pe mânzul unui măgărițe și intră ca împărat în Ierusalim. Dar oamenii ăștia nu stau liniștiți și îl pun la probă. Matei 27:11. L-au pus la probă ca împărat. Au vrut să-și bată iarăși loc de el. Pregătorul l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar nu a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă. Și vin preoții cei mai de seamă și scriu pe o tablă Iisus, împăratul iudeilor, și o pun deasupra lui și își bat joc de el. Și aici, versetul 27, ostașii dregătorului îl aduc pe Iisus în pretoriu și adună în jurul lui ceata ostașilor, îl dezbracă de haine, îl îmbracă cu o haină stacojie, îi pun o cumună de spin și o pun pe cap și pun o trestie în mâna dreaptă. Împărate, ai sceptru, ai haină, ai coroană, ne batem joc de tine, te luăm la bătaie de joc. De ce? Pentru că Hristos voia să poarte singurătatea ta și singurătatea mea. Și în dimineața aceasta să spunem, Iisus e viu! Iisus trăiește! Noi nu mai suntem singuri! Noi umblăm cu Hristos în inimă! Noi îl ducem pe Iisus în orice loc și în orice vreme! Trebuie să fim copiii Lui, că avem o relație adevărată cu Dumnezeu! Fratele nostru mai mare este Iisus. Rana singurătății tale a luat-o El asupra Lui. Prin rănile Lui suntem, am fost tămăduiți, vindecați. Și facă Domnul în dimineața aceasta, cei care se aprind de Sfintele Taine, să fie vindecați chiar fizic. Am auzit atâtea cazuri, spune frate, eram bolnav. Și m-am dus la biserică și am zis, Doamne, dacă o să mă ating de trupul tău, eu cred că tu mă vindeci și-o fost vindecat. Să dea Domnul adunării un duh de credință, un dar de credință. Și orice rană din sufletele noastre să fie vindecată, să fie luată asupra Lui. El, omul de durere, părăsit de oameni, părăsit de prieteni, părăsit de familie, părăsit de Dumnezeu. De ce? Pentru mine și pentru dumneata. Domnul să rămână cu noi. Amin. Amin.